Accidentul s-a petrecut lângă o trecere de pietoni din zona pieței centrale. O femeie de 40 de ani a alergat să prindă culoarea verde a semaforului, însă nu a mai apucat. Când a traversat strada, a fost lovită de un microbuz care tocmai plecase de pe loc. Șoferul a spus că femeia nu s-a asigurat și a vrut să traverseze strada pe lângă trecerea de pietoni, când semaforul pentru pietoni indica deja roșu. A fost verde la semafor, au trecut călători, am băgat în viteză și am plecat. Doamna a trecut în fugă pe lângă trecerea de pietoni. V-ați văzut? Da. Acum să vedem care e vinovat. Eu mă consider că nu sunt vinovat. Deci atâta timp cât fuge pe lângă trecerea de pietoni, a forțat semaforul să schimbase deja în roșu. Și polițiștii au ajuns la fața locului, iar acum fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs evenimentul rutier. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la traficul rutier cu privire la faptul că în zona pieței centrale a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victimă. Echipa operativă care s-a deplasat la fața locului a constatat faptul că un bărbat de 45 de ani din comuna Bălești, în timp ce conducea un microbus pe strada Unirii, a acroșat o femeie de 46 de ani din comuna Unirea, județul Alba, care s-a angajat în traversarea părții carosabile prin loc nemarcat și fără a se asigura corespunzător. În urma impactului, victima a suferit leziuni, fiind transportată la spital pentru investigații și acordare de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.